Enchanté. Mâna la cameră. Bună, ea este my sister. M-am găsit sora. Ce faceți? Bun venit la un nou daily vlog și suntem într-un peisaj foarte frumos. Hai să stăm invers ca să se vadă peisajul, să nu să ne vedem noi. Așa. Bate vântul. Un pic, bate un pic vântul. Suntem într-un peisaj foarte frumos. Suntem la munte. Am să-i câteva minute. Fugi. Hello, dragilor, ce faceți? Bine ați venit la un nou daily vlog și de data asta dintr-un peisaj puțin diferit pentru că suntem la Bușteni. Yes! Suntem la Bușteni, am venit cu toată gașca. V-am zis din daily vlogul trecut că plec și am venit pentru un weekend. Am reușit într-un mare final să ne adunăm și să... venim toți la munte și să-l sărbătorim pe Lucian, pe soțul Georgianei, și să ne mai deconectăm și noi și să ne stindem și să stăm așa, pentru că nu am mai stat de mult timp împreună și nu am mai stat de mult timp așa, relaxați, fără presiune că stai să ceasul. Și așa că numai bine ne-am gândit să venim la munte. Am venit la o casă de vacanță de aici, din Bușteni, care este foarte drăguț. O să vă fac acum un tur rapid așa, până nu vine toată lumea, că noi am tot tărindat pe aici. Am ajuns pe la vreo 11, dar ne-am tot plimbat și am tot făcut liste pentru că ne pregătim de marele grătar de diseară. Și s-a făcut, e unul și ceva deja la ora asta, dar vă fac un tur scurt, scurtuleț. Așa, aici suntem pe un balcon. O să începem turul dintr-o poziție destul de neobișnuită. Hello, people! Așa, începem turul dintr-o poziție destul de neobișnuită pentru că suntem pe un balconel aici și... ia ce drăguț! Trenulețul! Ce drăguț! Îndreaptă camera spre mine, please! Ce? Îndreaptă camera spre mine, please! Ia! Așa, deci, dragi abonați al lui... ai Nicoletti! Nicoletti! Vreau să vă abonați pe canalul pe canalul ei! Păi sunt deja abonați, dacă sunt... Da, dar să sunt și foarte, foarte mulți abonați. Adică... Să sunt și foarte mulți like-uri și de-aia. Aha. Să nu vă dezabonați. Nu te băga în cameră atât de tare, dă-te un pic mai așa ca să te vezi. Așa, adică vrei să zici să dea subscribe și să dea like la... Da, să dea și comentarii. Și share, da? Ok. Da. Ca să facem introducerile oficiale, ea este nepoata Georgianei, Larisa. Este noua mea surioară pe care am adoptat-o, așa, cu care voi dormi... Vezi că sunt grea. Voi dormi în cameră. Dar hai să facem turul. Stai că trebuie să facem un tur de cameră și după aia plecăm să luăm mâncărică, că ne e foame. Da? Bun. Deci venind de pe balcon din spatele meu, avem aici odată unul din dormitoare. Este un dormitor mare și cred că este cel mai mare dintre dormitoare. Aici vor sta Lucian cu Georgiana. Așa. Aici au o baie dumnealor. Așa. O baie cu cadă. Nu știu cât de bine vedeți. Sunt foarte drăguțe și băile. Este foarte drăguță cazarea noastră. Nu știu cum se numește, că am uitat, dar vă zic imediat. Așa, luând-o pe scări încoace, avem două camere. Așa. Aici avem celălalt dormitor care și el are un balcon acolo. Seamănă foarte mult cu celălalt, doar că view-ul este puțin diferit. Dar voi nu mai vedeți nimic pentru că imaginea foarte, foarte arsă. Stați așa. Acum s-ar putea să vedeți mai bine view-ul din acest dormitor. Aici vor sta ori Eugenia cu Viorel, ori Denisa cu Sorin. Au și ei la fel. Au o baie. Stați că nu știu care sunt luminile. O baie standard. Foarte ok. Cu o cabină de duș. Cadă există numai sus.
Așa, aici este cealaltă cameră, este camera mică care nu are balcon și eu am să stau aici cu Larisa, eu am să dorm aici, pentru că noi suntem mai subțirele așa și hello, ne înghesuim aici, la fel, baie standard, știți, toate cele, ok? Deci aici avem două camere pe etajul ăsta, apoi următorul etaj are... tot așa, un dormitor, care și ăsta este destul de mare, nu știu cât de bine îl vedeți voi. Și la fel și acest dormitor are un balcon aici, la fel ca celelalte. Ăsta este sub cel de sus, de pe care am filmat eu când am venit. Baia pentru această cameră este aici. Așa, cu altă cabină de duș. Înțelegeți voi. Acolo este un papuc. De ce este doar un singur papuc acolo, nu știm. But... whatever. Așa, aici avem bucătăria. Avem locul de luat masa. Acolo este o ieșire către curte. Bucătăria noastră din această mini-vacanță cu tot ce trebuie. Avem tot ce ne trebuie. Cafetieră, cuptor, frigider, de toate, tot ce trebuie. Mașină de spălat, nu că le-am folosit, whatever. Televizoare peste tot. Așa. Și mai coborâm un set de scări. Acolo avem o devara și o mică baie de serviciu, iar aici avem o sufragerie și acolo sunt trofeele proprietarei. So, da. Și cam asta ar fi cazarea noastră. Arată foarte bine. Sunt foarte încântată de ea. O alegere super, super bună. A fost propunerea Georgianei și o alegere super bună. Arată foarte bine. Mi se pare că și locația, nu știu, nu prea știu Bușteniu, adică e prima dată când vin și stau efectiv în Bușteni, dar mi se pare că și locația este foarte ok. Aer de munte, liniște, tot ce vroiam noi, adică exact ce ne trebuie. Acum vă las, că dacă mai stau mult pe cameră, mă vor omorâ celelalte două prințese, pentru că ne este foame, trebuie să mergem să mâncăm mâncare, că nu mai putem. So, see you later, vorbim mai încolo, pa! Ok. Confirmare de la Denisa.
Confirmare de la Denisa, este o ea. Ce văd, mă, ce mai frumoasă. Cred că are puiuț. Frumoasă, fetiță frumoasă. Nu te piaptă noi și pe tine nimeni, măi. Nu te piaptă noi și pe tine nimeni. Nu are nimeni grijă de tine. Ia uite-te cum tremură. Dar ce mamă că-s micuțe. Da. Oh, doamne, miniatură de animal ce ești. E, doamne, iată-o. La bloc. Chiar e bun la bloc să-l iei. Ce frumusețe. Dacă iese și un puiuț la fel de frumos ca tine. Hello! Bună dimineața! Cred că încă este dimineață. Ce faceți? Hai că aseară a fost o seară foarte drăguță, dar n-am mai vorbit cu voi că ne-am culcat foarte, foarte târziu. Am adormit, cred că undeva după 1 noaptea. Eu nu mai puteam, eram oricum terminată, pentru că mă trezisem la 4 ieri dimineață și 4 fără chiar. Și nu am reușit să... țipesc toată ziua și la 1 nu mai puteam, deci eram ruptă. Am făcut grătar, dar a durat foarte mult grătarul, l-am terminat târziu și de-aia n-am mai stat să vorbesc cu voi. A fost o seară foarte, foarte frumoasă, ne-am simțit bine. Acum am venit la Mănăstirea Caraiman, că toți suntem aici în zonă. Am venit la mănăstire, ne-am plimbat pe aici, am făcut poze cu poneii, ne-am iubit cu poneii și vrem să mai mergem într-un loc pe aici, pe care eu știu copii unde se pot face poze. Și care e un loc bun de poze, poate dăm și drumul la dronă. Și da, e foarte frumos și îmi place aerul, că e curat și e plăcut, așa, e cald, e bine, e numai bine. E ceva lume aici la mănăstire, dar nu foarte multă. A trecut și o mașină, a venit și Lucius. Hello, Lucius, fă cu mâna la vlog. Fă cu mâna la vlog. Și avem și pe Deric aici. Așa, și avem în toată gașca și acum mergem la poze. Ah, deci nu e acolo unde pensă ce. E de parte? Nu. No. De ce, domnule? Eu, dacă e mai mult de 20 de metri, eu mă întorc. Mai mult de 20 de metri, nu? Cât car eu aici, 5 kg. Hai, las! Hai că poți, ești forțos, că avem încredere în tine. Avem încredere în tine. Credem în tine.
Sper că mă auziți că vorbesc puțin mai încet, pentru că toată lumea doarme, iar eu m-am trezit de la 5 și nu mai puteam să... Era 5 fără chiar și nu mai puteam să închid ochii și nu mai puteam să adorm la loc și am zis până la urmă, zic, hai bine, hai să vin în bucătărie, că oricum astăzi o să ne decazăm. Asta este duminică, după cum cred că vă așteptați. Și dar până aici, hai să vă zic de ziua de ieri, că tot așa ieri m-am luat cu chestii și n-am vorbit cu voi. Stați că am avut impresia că a ieșit cineva. Da, m-am luat cu chestii și n-am mai vorbit cu voi, pentru că după ce am fost sus la mănăstire, am coborât, am venit acasă, ne-am dat un refresh așa și am plecat pe jos către Gura de Ham, e aici pe Valea Cerbului. Am plecat așa într-o plimbărică de vreo 3 km, 3 km dus, 3 km întors. Am mai povestit așa, de fapt am plecat eu cu Eugenia și Viorel și Denisa cu Sorin. Noi cinci am plecat pe jos, iar Georgiana și cu soțul ei, cu Lucian și cu cea mică, nu au putut să meargă pe jos. Mă rog, Lucian a mers o bucată de drum, dar restul, dar tot cele n-a mai mers Lucian pe jos, pentru că Georgiana nu poate să meargă distanța asta așa pe jos, atât de mult. Dar nu, ne-a făcut bine să mergem așa pe jos, să ne plimbăm, să dăm o tură pe aici, să luăm puțin aer. Cred că ați văzut și la Denisa, am luat și câteva cadre cu drona, am mers acolo la un restaurant din Gura de Ham, că am zis că mâncăm acolo și am luat, eu mi-am luat niște cartofi prăjiți care n-au fost prea grozavi, adică nu știu, și servirea n-a fost prea grozavă, a uitat să ne aducă parte din comandă, mi-a uitat să-mi aducă ketchup la... cartofii prăjiți. Denisa și-a comandat un papanaș, o porție de papanaș scrie acolo în meniu și a venit un papanaș atâta. Așa, adică servirea n-a fost prea grozavă. Smoothie-urile am înțeles că sunt foarte bune, dar în rest la... și mâncarea n-a fost prea grozavă acolo, dar ne-a făcut plăcere să ne plimbăm mai degrabă și să povestim și să stăm în aer liber, după care tot noi cinci, adică eu, trupa de șoc, că noi suntem trupa de șoc, a zis că ne ducem la un parc de distracții care ci ar fi aici în Bușteni, care așa asta a fost o reînsuflare. Am uitat cum îi zice. Este, are denumirea după pârtia de aici, dar bine, acum o să vă scriu pe ecran. Că s-au dat ăștia într-un roller coaster, mie mi-a fost frică să mă dau un roller coaster ăla, nu că era abrupt sau ceva, mă rog, îi zicea roller coaster, dar nu era un roller coaster. Dacă ați fost la Bușteni, cred că știți. Așa, mie mi-a fost frică pentru că mă gândeam că nu pot să anticipez corect când să pun frână, pentru că trebuia la un moment dat să frânez când venea în pantă. Și am zis mai bine să nu testez chestia asta, pentru că eu cu ochii mei și cu anticiparea și cu distanța nu stau foarte bine și mai bine să nu așa. Dar ceilalți s-au dat și mi-au zis că n-a fost cine știa ce, adică pentru copii mici, nu pentru copii din ăștia de peste 15 ani, pentru copii de sub 15 ani, ca să zic, se pare interesant. Mai e tubing acolo de făcut, care și ăla nu e cine știe ce. Nici saltul cu tiroliana nu pare să fie prea spectaculos, adică e mai mult pentru copii parcul ăla și activitățile de acolo sunt mai mult pentru copii, pentru oameni mari fiind, cred că, singura activitate mai interesantă fiind partea cu ATV-urile. Adică poți închiria de acolo și ATV-uri și te poți duce pe munte, bănuiesc. Nu știu dacă cu un instructor sau habar n-am, că eu una nu m-am dus și nu ne-am dus, nu mă interesează prea mult experiența de genul ăsta. Așa, dar am luat de scaunul, după toată faza asta, am luat de scaunul și ne-am dus puțin până pe platou și am făcut câteva poze. Oricum ne-am dus cu ultima tură, cum ar veni. Așa, am venit fix cu ultima tură de la telescaun, chiar se retrăgeau telescaunele când am venit noi. Și, da, a fost fain așa să vedem panorama de sus.
Și după aia ne-am întors acasă, am făcut un grătar și am mai stat și am mai povestit că de fapt asta era ideea, că până acum n-am apucat să stăm așa să povestim. Pe băieții i-am lăsat afară să facă grătarul, să-și vadă de treaba lor, au ars o tură de mici pentru că ei sunt foarte buni bucătari. Dacă făceam eu micii, îi făceam un jumate din timp și nu i-ar dăm, dar trecem peste, adică oamenii și-au făcut de lucru. Vă zic că au stat 2 ore jumate să facă grătarul, deci Dumnezeu, am zis că s-au pierdut, am zis că s-au dus după carne la un moment dat. Așa, deci marii noștri bucătari, dar a fost ok, deci a fost ok și au făcut până la urmă, a ieșit și grătarul, noi ne-am ocupat de cartofi prăjiți și alte alea, dar înainte de asta, adică n-am avut foarte mult de pregătit, spre deosebire de ieri seară, alaltă ieri seară, așa, și am stat mai mult ca fetele și am mai povestit așa și ne-am mai pus la curent așa cu ce s-a mai întâmplat, pentru că nu ne-am mai văzut de la ziua de Nisei și nu știu dacă ne-am văzut, ba da, ne-am văzut toți atunci la ziua de Nisei, dar atunci ne-am văzut la restaurant și nu vă dați seama, e altă atmosferă când stai la un restaurant la o masă și altă atmosferă când stai, nu știu, relaxat pe o canapea și vorbești în cadrul, chiar dacă nu e al tău, dar e mai intim. Și da, cam asta a fost seara. Ne-am mai jucat puțin aseară, ne-am mai jucat tic-tac boom. Aparent un joc care ne place. Ai descoperit un joc de societate care ne place. E simpaticuț, așa, și chiar pe mine mă fascinează pentru că iarăși are legătură de felul în care funcționează creierul. Și după aceea toată lumea la 10:30 s-a dus la culcărică pentru că cel puțin noi 5 făcusem 8 km pe jos. Așa că nouă nu ne mai ardea, deși în momentul în care m-am pus în pat nu mai mi-era somn, adică aș mai fi făcut ceva, aș mai fi stat. Dar nu-i problema că am adormit până la urmă, adică nu mi-a luat multă să adorm. Și de-aia m-am și trezit, pentru că m-am trezit de vreme. Acum am făcut cafea, am și pregătit cafea pentru toată lumea, ca și ieri de altfel, pentru că dacă m-am trezit mai devreme, am zis când se trezesc ceilalți, deși o să mai dureze mult până se trezesc ceilalți, când se trezesc ceilalți să găsesc cafea făcută și o să le pregătesc cum le-am pregătit și ieri, o să le pregătesc și un pic de ronțăit așa de dimineață, nu știu, o gustare de ce mai avem pe aici, că mai avem o grămadă de mâncare, deci Dumnezeule, Georgiana e nebună cu mâncare. Deci m-a cumpărat la mâncare, ea a zis că a cumpărat mâncare pentru o zi. Am mâncat toată perioada cât am stat aici și o să mai mâncăm și astăzi din ce avem acolo și o să mai și rămână aici, nu, că nu e sănătoasă, dar e bine, ne-a hrănit, adică Georgi, poți să stai liniștită că ne-ai hrănit bine, adică chiar prea bine. Bun. Și dacă tot m-am trezit de vreme, o să vreau mai încolo, după ce se trezește copilul, să îmi fac un duș și să mă duc să fac niște poze, că sunt câteva locuri fix aici lângă cazare unde aș putea să fac niște poze în casa drăguță, cum în natură, așa, știi? Și să-mi fac așa și un stoc de poze, să vedem dacă Eugenia este disponibilă pentru a mă ajuta, pentru că nu mi-am luat trepiedul la mine de data asta și parcă simt că ar fi trebuit de data asta, știți? Adică, da. Da, nu-i problema că mă descurc. Și cam asta a fost toată experiența de până acum. Nu știu, poate vouă nu vi se pare că am făcut mare lucru, dar mie mi se pare super ok ce am făcut pe ziua de astăzi, fiindcă a fost, mă rog, pe ziua de ieri, vreau să zic. Mi se pare super ok și mi-am simțit bine. Că, de fapt, pentru mine ce contează cel mai mult este faptul că am stat împreună și că stăm împreună și că suntem împreună. Adică asta nu mă interesează cel mai mult și că vorbim și că povestim și că glumim. Și v-am spus că combinația dintre Sorin și Viorel, adică soțul Denisei și logodnicul Eugeniei, e fantastică. Deci ce pot să scoată oamenii aia? Sunt două firi total diferite, dar ce pot să scoată oamenii aia când se întâlnesc și că pot să glumească și cât mișto. Dar mișto din asta de bun simț, adică nu vă imaginați cât mișto
din asta așa pot să aibă în ei, este fenomenal. Deci, atât de mult îmi place când ne întâlnim așa cu toții, stau să numai să-i ascult pe ei doi cum se tachinează și cum vorbesc și cum povestesc și cum inventează ei povești între ei. Bine, și cu Lucian, adică să nu înțelegeți că îl exclud pe Lucian și când este Lucian prezent, doar că contextul întotdeauna a fost de așa natură încât Lucian săracu a participat de mai puține ori la întâlnirile dintre cei doi, dar și Lucian vine cu doza lui de umor și cu toate cele. Deci este, cum să zic, e fantastic, adică nu știu, mie îmi place care există între băieți, e fenomenal. Da, noi ca fete ne înțelegem bine și ne iubim și da, nu avem nicio chestie, dar ei sunt fenomenali, adică sunt atât de haioși, practic sunt sărași pe perul grupului, că altfel noi am stat și am vorbit toată ziua de YouTube, de make-up, de vacanțe, de modă, de, nu știu, chestii din astea, știți așa. Dar ei vin și fac glume și ne animă situația. Da. O să mai stau puțin, o să mai iau cafea și o să mai stau puțin, că e de-abia 6 fără un sfert, n-are sens să mă apuc să pregătesc totul de acum, pentru că mai devreme de 8 n-o să se trezesc nimeni și n-are sens să stea lucrurile pe masă așa să ia aer, deci le mai las puțin și după aceea o să mă apuc să pregătesc micul dejun pentru toată lumea. Și după vedem ce de mai rezervă ziua de azi, dacă reușesc să fac poze bine, dacă nu, iar bine, nu e nicio problemă. Dacă reușesc, nu știu ce mai aveam ceva de în plan, nu mai știu ce mai aveam în plan, dar oricum mai aveam ceva în plan. Anyway, I love you! Ciao, ciao! Hello! Ce faceți? Haideți că noi am plecat la poze cu fotograful meu șef, talentat, pe care nu vi l-am arătat decât de la spate ieri un pic. Așa. Și acum mergem aici să facem câteva poze. Eu într-o rochie extrem de lungă. Și am luat și o trântă pe niște pietre, pentru că de ce nu? Hai. Și numai bine, mă plimb pe aici cu trena după mine. Bine de prof. Mă duc și aici. Nu numai, unde ziceai? Okay. Aici? Partea asta, de exemplu, și mai încolo e mai ok. Cred că mai încolo, acolo, e mai bine. Așa. Noi dacă am explorat ieri, acum avem idei de poze. Că așa se întâmplă. Sper că nu mai e nenea la care era în chiloți. Sau nu, nu aici era. Era mai încolo. Da. Am văzut și așa ceva. Bună seara, bună seara. Ia ca vin cu sănioara. Nu chiar, dar aproape. Salutare. Ce faceți? Cred că vlogul ăsta s-a întrerupt brusc când era acum cu Eugenia. Mergeam să facem poze și am vrut să fac un update după aceea și să mai filmez, doar că am rămas fără spațiu pe card. Și nu intram în subiectul carduri pentru că încrapă o venă, dacă vorbim despre carduri, că am avut niște probleme absolut cumplite în ultima vreme cu cardurile și de aia am rămas cu un singur card de 32 de giga pe care l-am umplut cu poze, video ca video, că nu știu ce am filmat, dar l-am umplut cu poze pentru că am făcut niște poze super B în pădure și la pârâul ăla care, sau râu sau ce era, care era vis-a-vis de cazarea noastră și ne-am băgat în el și m-am băgat în el și era foarte rece. Mă rog, eu m-am băgat, Eugenia doar a făcut poze și au ieșit niște poze superbe. Am reușit să mă uit la câteva. Am descărcat acum clipurile și pozele în laptop și am reușit să mă uit la câteva poze și sunt geniale, sunt delicious. Cel puțin pozele din pădure par să fie de la Hogwarts, nu de la Hogwarts, vă explic imediat ce și cu Hogwarts, din Hobbitul, da? Deci este o combinație în vlogul ăsta dintre Hobbitul și Hogwarts. Da, ce rol are această parte? După cum vedeți, sunt acasă deja. Am ajuns, este 9 fără un sfert seara și nu, am ajuns pe la vreo 3 jumătate în București, eu cred că am ajuns pe la 4 și ceva acasă. A fost minunat weekendul ăsta, din punctul meu de vedere, a fost superb, doar că, da, timpul, am mai fi stat un pic așa dacă se putea, așa.
Doar că, na, ce se face, asta e viața. Dar revenind la ideea de ce e combinația dintre Hobbitul și Hogwarts, Hobbitul de la pozele minunate pe care l-am scos în pădure, o să vedeți dacă mă urmăriți pe Instagram, dacă nu vă rog să o faceți, dacă mă urmăriți pe Instagram, o să vedeți pozele pe care le-am făcut în pădure acolo și la râu, și, dar mai ales ale de la pădure. Mamă, deci unde de la pădure au ieșit vari, un vis. Deci trebuie să mai duc în păduri să fac poze. Acum am avansat, după cum ați observat, am trecut de la nivelul bălării. Am făcut și în bălării, nu e nicio problemă. Am avansat de la nivelul bălării la nivelul pădure. Da, deci au ieșit niște poze absolut delicioase. Eugenie killed it again, așa. Eugenie fiind de Eugenia, așa o alint eu pe ea. Și de asemenea există o mică parte de Harry Potter, în acest clip, pentru că în cazul în care nu ați aflat deja, deși cred că tot Mapamondo știe pentru că s-au epuizat stocurile, există o colecție limitată sau a existat la momentul la care veți vedea voi clipul ăsta, îmi pare rău pentru cei care n-au aflat încă, o colecție Harry Potter la Pepco, o colecție de altfel, dacă mă întrebați pe mine, extrem de inspirată, pe care ar fi trebuit să o aducă în stocuri mult mai mari. Cred că nici ei nu s-au așteptat la valul pe care l-a făcut aceste, la valurile pe care le-a făcut această colecție. Și întâmplător, trecând eu prin Pepco, când am fost la Bușteni, am trecut prin Pepco așa, căutam lumânări pentru tortul lui Lucian, că nu aveam lumânări și trebuia să sufle omul care doi ani jumate pe un picior și el și trebuia să sufle pentru împlinirea celor 5 rotunzi și căutam lumânări și am văzut o parte din colecția asta, ce mai rămăsese în Pepco ăla din Bușteni, pentru că bănuiesc că în celelalte Pepco-uri la ora asta s-a epuizat tot, colecția intrând joia asta. Deci eu filmez acum, închei vlogul ăsta duminică, joia asta dinaintea de acestei duminici a intrat colecția și s-a creat o isterie generală pe Instagram, pe Facebook cu colecția asta și cred că în maxim o zi și jumătate s-a epuizat colecția. Eu am găsind niște resturi, să zicem, prin Pepco și Georgiana și-a cumpărat niște lucruri. Eu mi-am cumpărat niște chestii care mi s-au potrivit mie, adică pe care le-am considerat mai adecvate. Cred că colecția asta se adresa mai degrabă adulților de vârsta mea, ar fi trebuit să se adreseze, decât copiilor către care a fost destinată. Cred că adulții de vârsta mea au fost încântați să-și cumpere inclusiv pijamale de copii de 2 ani, pentru că ei înțeleg mai bine ce înseamnă Harry Potter, da, decât copiii din ziua de astăzi. Nu știu, nu sunt la curent. Larisa, nepoata Georgiana, îmi spune că nu știe de Harry Potter și că nu-i place, sau că ce-a văzut nu-i place de Harry Potter. Deci încă e prea mică, nu înțelege fenomenul. Recunosc că eu, la momentul la care a apărut Harry Potter, nu am fost foarte amuzată de el și nu am fost foarte în val, dar pe mine m-a prins valul după. Știți că eu, la mine așa se întâmplă totdeauna. Deci după ce apare valul, după ce trece valul și după ce se estompează toată nebunia, atunci mă lovește și pe mine. Nu sunt o fană răită Harry Potter, dar îmi plac filmele foarte mult. Țin minte că am citit undeva când aveam 20 și ceva de ani deja, am citit, cred că, 3 cărți din cele 150.000 care există și am văzut toate filmele. Plăcându-mi foarte tare primele 5 filme, dacă e să mă întrebați pe mine. Adică mie mi se par foarte ok primele 5 filme, restul... Bunicele și alea, dar nu... Se putea mai bine. Da. Deci eu nu fac parte din categoria fanilor ălora de își... În momentul în care tai o venă, curge Harry Potter pe aici, sau bere de ghimbir sau ce beau ea. Dar îmi place și nu pot să zic că e o colecție Pepco, o colecție din asta limitată Pepco cu tematică care să-mi displacă, și de-aia mi-am luat și eu câteva chestii și încheiem acest daily vlog de microvacanță așa, cu
Câteva articole pe care le-am cumpărat, nu doar din colecția asta cu Harry Potter, și o să încep cu piesa esențială, de altfel, pe care am luat-o, pentru că plac cănile, adică voi știți că eu am o problemă cu cănile. Asta este o cană cu Hogwarts, cu sigla Hogwarts, cu cele patru case. Dacă este să mă întrebați pe mine în ce casă aș fi, nu mai știu în ce casă, cum ziceau testele, am făcut și eu odată testele alea să văd în ce casă m-aș încadra. Eu cred că aș oscila între Gryffindor și Slytherin. Adică m-aș simți foarte bine în Slytherin, nu știu. Știu că multă lume fuge de Slytherin pentru că ven Gregor Malfoy și nu știu ce, dar personal cred că m-aș încadra foarte bine la Slytherin pentru că sunt pragmatici și pentru că sunt cerebrali și pentru că au latura asta mai pragmatică, știți? Și cumva mă atrage, nu neapărat din cauza sau datorită maliciozității, da? Așa, și este o cană cu Harry Potter. Din câte țin eu minte sau din ce am văzut pe Instagram, cred că există și o versiune roșie în Pepco-ul în care am fost. O luam și pe aia roșie, dar în Pepco-ul în care am fost nu a existat. Așa că am luat-o pe asta neagră care este cu un argintiu. Suntem mulțumiți. Dacă, Doamne ajută, voi găsi și pe acea roșie, o voi cumpăra fără nicio problemă. Dar este o cană destul de mare, destul de ok, îmi place. I-am luat-o și Georgianei pentru că ea este fan, ea este terminată după Harry Potter. Deci cu toate că ea are dublu vârstei celor care ar trebui, sau aproape dublu, hai să nu exagerăm, nu mă omorât, Georgie, please, așa, în buletin vârsta ei este mult mai mare decât generația celor care sunt turbați după Harry Potter. Cu toate astea, vârsta ei biologică este de copil de 15 ani și adoră Harry Potter, mai ales Potter. Și-a luat și ea cană, i-am luat și ei, după care s-a mai dus și ea la Pepco ca să verifice personal ce mai există în colecție și și-a mai completat colecția, adică ea și-a luat și portofelul, și-a luat și geanta, mie nu mi-au plăcut, așa că nu, și nici nu le-am considerat utile, da? Adică dacă le consideram utile, le luam și eu, dar nu le-am considerat utile și am preferat să mă limitez la ce am considerat că este util pentru mine. I-am luat și ei cana. Și da, avem când la fel acum, Georgie. Da, să sperăm că nu o sparg înainte să o folosesc. Îmi place foarte tare. Al doilea obiect din colecția Harry Potter este pentru mine această agendă care are buvnițe, are plicuri, cărți, tot felul de simboluri din astea din film. Deci, nu v-am zis, cana aia a fost 16 lei. Agenda asta este o agendă, un caiet clasic, practic, stați așa să tai cu ceva. Agenda asta a fost 10 lei și am luat-o și Georgianei. Georgianei am luat de asemenea și Hedwig, agenda cu Hedwig, ea având o mare obsesie pentru buvnițe, deci spiritul animal sau animal spirit sau nu știu cum se zice în engleză, al Georgianei sunt bufnițele și prin urmare este obsedată de bufnițe. Deci nu vreți să știți, obsedată de bufnițe, nu exagerați cu nimic, da? Deci nu exagerați cu nimic și vă poate confirma și în comentarii dacă are chef. Deci Georgiana este obsedată de bufnițe și mai ales când vine vorba de Hedwig este terminată și normal că i-am luat agenda cu Hedwig, dar pentru mine era prea copilăroasă și nu am luat-o. Dar uitați, are toate simbolurile, nu știu cât le vedeți voi, mai ales că sunt lucioase și cum bate lumina asta, dar sper că vedeți. Așa este spatele, asta este fața, tot așa, cu sigla celor patru, cu siglele celor patru case, practic cu blazonul Hogwarts, dacă e să o luăm așa. Ce drăguț, are blazonul și pe pagini. Ce frumos! Și hârtia pare să fie de calitate destul de bună. E subțirică, dar e de o calitate destul de bună. Foarte drăguță, foarte, foarte, foarte drăguță. Cam așa arată paginile. Da, oricum, de calitate din astea am nevoie tot timpul să îți binevenite. Și ultimul lucru pe care l-am luat eu personal din colecție, pentru că ce-am găsit acolo la Pepco-ul din Bușteni a fost ultimul lucru care mi s-a părut util, au fost pixurile care arată așa. Deci am zis a fost 10 lei, ăsta a fost 6, setul ăsta de pixuri. Acum nu știu eu cât de bune aceste pixulețe. Ia, hai să vedem. Să le și scoatem de aici. Să vedem cum arată efectiv.
Da, unul are scris pe el Harry Potter și nu știu ce blazon ar fi ăsta, cu un H, probabil blazonul lui Harry Potter, I don't know, zic și eu, arată cam așa. Și ăsta are exact acele semne pe care le are agenda pe spate. Ia să scriem pe asta, să vedem cum scriază. Ah, scrie bine. Puțin cam ușoare, cam plasticoase, dar da, la 6 lei ce te aștepți, adică it's please. Well, bun. Și nu știu dacă ați văzut și asta și aia de la cană. Sunt făcute în așa fel încât să pară că sunt file din ziarul lor, dacă știți ziarul, nu mai știu cum se numea jurnalul sau ziarul ființelor magice, nu mai țin minte. De v-am zis, nu sunt un fan atât de înrăită. Cunosc elemente din Harry Potter, dar nu chiar în halul ăla. Bun, ce am mai cumpărat eu, fix cum am urcat în tren, m-a și păcălit un nene să cumpăr două cărți. Știți, nenicii ăia care vând cărți, acum nu știu cât de ok. Gândurile mele din vreme de război de Regina Maria. Pentru cine mă cunoaște deja, titlul este deja self-explanatory, adică nu mai merită, adică nu am văzut cartea asta pe undeva, așa că am luat-o. A fost 40 de lei, nu prea le dau eu ăstora bani pentru că știu că sunt evazioniști, dar de data asta am zis hai să fie și un mâncat de oaie, adică da, așa, și pentru că am plătit eu, am plătit și cartea Georgianei și pe mea, că și Georgiana și-a luat-o pe aceea și am plătit eu, fiindcă ea nu avea mărunt, mi-a mai dat una la reducere, care că și ar fi fost 40 sau 45 de lei, femei vestite din lumea antică, ambele erau învelite în plastic din acela și m-a trăgea titlul ăsteia și mi se părea interesant și ce scria pe spate, adică mi se părea destul de interesantă cartea asta, dar zic, na, n-o iau, tipul băgându-o meu pe gât, că vezi, Doamne, s-a vândut bine, că e nu știu ce. Și după ce am plătit-o și am rupt folia aia de plastic și m-am uitat pe cuprins, este chiar foarte interesantă, adică vorbește despre foarte multe femei celebre, interesante. Începe cu Hatshepsut, dacă nu o știți pe Hatshepsut, singura femeie faraon. Căutați pe net să-i vedeți povestea și sunt documentare cu ea și mi se pare fascinantă povestea ei și sunt multe, 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 multe femei celebre de aici, multe dintre ele de care nici nu am auzit, dar răsfăind așa cartea mi-am dat seama că sunt foarte bune, deci încă un aport la cultura generală foarte bun. Deci am luat și astea două cărți și mi-a adus Eugenia, mi-a adus Pacienta Tăcută în sfârșit, pentru că mi-ați recomandat cartea asta de Doamne, am zis că nebunesc. Mi-ați recomandat și cartea și mi-ați recomandat și să... Sau m-ați întrebat dacă am citit-o, știți că acum sunt așa într-o perioadă din asta în care aș sta tot timpul numai să citesc, că îmi place la nebunie. Și nu am citit cartea asta, am vrut să o cumpăr când eram cu Eugenie, atunci când am văzut cu Sabina și mi-a zis Eugenie, zice, ți-o aduc eu, o am eu. Pentru că noi mai facem schimb de cărți între noi și ni le mai dăm, fiindcă eu personal am ajuns în punctul în care consider că nu trebuie să țin toate cărțile pe care le ating sau pe care le citesc în biblioteca mea. Personal consider că e bine să le țin doar pe acelea care mi-au plăcut foarte mult și care mi-au creat un impact deosebit, adică cred că mai repede le țin pe alea decât să țin toate cărțile, adică e mult clutter, așa, știi, să ții absolut toate cărțile pe care le-ai citit, pe care nu le vei mai citi niciodată. Și așa e și Eugenia, mai ales că ea e așa între două case și n-are chef să tot care la cărți și ne dăm cărți între noi. O să mai dau și eu altele în schimbul ăsteia, deci mi-a adus-o ea pe asta și sper să o apuc să mă apuc de ea, de fapt, asta vreau să zic, sper să mă apuc de ea cât de curând, pentru că m-ați bătut la cap cu ea, cu Pacienta Tăcută, cu vai cât este de extraordinară, cu thriller-ul, cu nu știu ce. Eugenia n-a avut păreri prea grozave, ei plăcându-i foarte mult cărțile thriller, dar i s-a părut așa, undeva pe la jumătate.
Da, dar eu o voi citi și am să vă spun părerile mele. Mi-am luat la mine, apropo de cărți, mi-am luat la mine Zorba Grecu. Să vedeți, stați așa. Deci mi-am luat la mine Zorba Grecu. Este cartea de luna... Ce luna suntem, Dumnezeu? În luna august, pentru book club-ul meu, pentru Glitter Book Club. Dacă nu sunteți înscrise la book club-ul meu și vreți să faceți parte din book club-ul meu, vă las link în descriere. Am citit aproximativ jumătate, o să revin cu impresii despre cartea asta, nu vă zic mai multe. Am încercat, i-am dat o șansă, o să vorbim despre ea în orice caz. Am niște impresii destul de interesante despre ea. Așa, și cam asta vede, cam asta au fost chestiile pe care mi le-am cumpărat eu, dar știu, n-are nicio legătură cu vacanța mea Harry Potter, dar dacă eram acolo, m-am gândit că dacă vin încoace, s-ar putea să nu găsesc, v-am zis, e o colecție de care sunt mai mult entuziasmați ăștia de vârsta mea decât copiii, pentru că ei sunt cu Paw Patrol, cu eroi în pijamale, cu patrula cățelușilor sau Paw Patrol e același lucru cu patrula cățelușilor, nu? Parc așa. Că și Larisa m-a nebunit cu patrula cățelușilor, cu Albin și veverițele. Deci nu mai pot cu Albin și veverițele, nu mai vreau să aud de o veveriță 3 săptămâni de acum încolo în viața mea. Nu, fără veverițe, vă rog. Așa și da, cam asta a fost. Per total, excursia a fost minunată din punctul meu de vedere. Ne-am simțit super bine, ne-am relaxat. Mă bucur foarte mult că am reușit să-i văd pe copii, că eu așa le zic la toți copii, indiferent că toți sunt mai mari ca mine. Adică eu sunt cea mai mică din grupul ăsta, ca să vă faceți o idee. Eu sunt cea mai tânără. Și cred că și cea mai mică ca înălțime, că și eu, până și Eugenia m-a întrecut ca înălțime și Georgiana m-a întrecut ca înălțime, deși a mai scăzut din... Așa și tot e mai înaltă ca mine, deci inclusiv Larisa mai are un pic și mă întrece, dar eu sunt cea mai mică din grupul adulților, da? Larisa este mai nou, este și ea parte din grup, dar este un factor special pentru că este minoră. M-am bucurat foarte tare să-i văd. Vă dați seama că n-am putut să filmez prea mult. Am filmat și eu printre picături cât am putut și cât am considerat că este în regulă, astfel încât să nu-i incomodez pe oameni. Pentru că până la urma urmei trebuie să le respectăm și intimitate, trebuie să-i respectăm și pe ei, pentru că, na, ori fi ei prietenii mei, dar nu vreau să abuzez de înțelegerea lor, pentru că ei înțeleg, adică nu sunt niște oameni foarte descriși, toți știu că fac vlog, Denisa este și ea vlogger, by the way, în cazul în care nu urmăriți, vă las des canalul ei în descriere. Scuze, am dat piciorul între pied. Nu vreau să abuzez, știți, de oameni, fiindcă nu este ok. Adică ori fi ei prietenii mei, ne înțelegem și ne permitem foarte multe lucruri unii cu alții și glumim și așa, dar tot cu o limită, adică există o limită a decenței între noi și nu am vrut să abuzez, să trec de această limită filmând prea mult sau filmând excesiv. I-am mai filmat așa chiar și pe unii dintre ei fără acordul lor. Dar știu că nu am abuzat, adică n-am făcut ceva excesiv și nu am abuzat. Și Lucian este vlogger, scuză-mă Lucian, I'm sorry. Da, am uitat, inclusiv sărbătoritul nostru pentru care ne-am adunat de acolo este vlogger. Vă las și și canalul lui în descriere, el face mai mult recenzii la parfumuri și vorbește mai mult despre parfumuri, iar anul acesta cadourile lui, exceptându-mă pe mine, așa, au fost orientate către această parte a hobby-ului lui numit vlogging și să sperăm că de acum încolo o să aibă ocazia să facă și o să aibă timp și nervi să facă content din ce în ce mai drăguț și mai frumos, pentru că mai nou materiale are cu care să facă. Bun. Dar cu toate astea sper că v-ați simțit bine pe parcursul acestui vlog, că mie mi-a făcut mare plăcere să vă iau cu mine, v-am zis, am încercat să combin așa și partea asta de vlogging cu ieșirea asta. Eu m-am simțit foarte bine cu ei, în cazul în care vreunul dintre ei se uită, vreau să știe că îi iubesc și că îi ador și că sunt niște oameni absolut minunați. Eu v-am mai spus treaba asta, că sunt niște oameni minunați pe care îi iubesc foarte, foarte mult. Și m-am simțit foarte bine cu ei și m-am bucurat enorm de tare că am putut să ieșim împreună
așa undeva un weekend. Mi-aș dori mult de tot să o mai repetăm în fiecare an, dacă se poate și dacă toată lumea are nervi și dispoziție de așa ceva, pentru că mi se părea o tradiție foarte frumoasă de implementat cu grupul nostru. Da, deci o să fie așa, un amestec de toate și sper că v-a plăcut. Am încercat să fie un pic altfel. Sper că a fost interesant pentru voi. Da, știți voi, subscribe, like, share, știți, v-a zis Larisa la început, nu? Așa că subscribe, like, share, comment și toate cele. Vă pup și ne vedem în următorul daily vlog. Și spuneți-mi dacă voi ați prins ceva din colecția asta cu Harry Potter, și dacă vă place ceva și dacă v-ați luat. So, see you later, pa! Așa fie.